Espera. Transmite live. Nu e ce face. Păi da, dacă e slab internetul. Sunt probleme cu Bio Drăgușanu, bună seara. S-a întrerupt, s-a întrerupt. Salut, Silaghi, te pupăm. Arad, Silaghi. Arad 2900, bună seara, bine ați venit. Bună, domnul Arad. Tamaș, bună seara. Laura Nec, bună seara, dragilor, bună. S-a întrerupt, că e netul slab, e timpul urât aici. Plouă și nu. Bate vântul. Închide geamă, mamă. Închide acum, că... Ce să facem? S-a oprit live-ul, da? S-a oprit. Bună seara, faină. Seară faină să aveți. Mulțumim asemenea, Tamaș Silaghi. La Tamaș n-avea și el, sau doar la tine are? La mine. Nu s-a dat destule like-uri, da? Nu s-a dat. Dea, Nico, bună seara! S-a oprit Luca. Da. Balta, greu, bună seara din nou, Tamaș, la șeful numai. Da. Da, numai la șeful. Păi dacă vrei îți dau și aici, la mine. La mine nu vrei, e Tamaș. Da, că dau, îi dăm. Deci la Tamaș. Cum să nu? Bună ziua. Jos. Așa. Da. Gata, Tamaș. Ești și aici. Familia Drilia, ce ați mai făcut astăzi? Astăzi am avut ceva musafiri și am stat aici de povești în casă și după aia am ieșit afară și am fost la pizza cu două familii de români. Raul Baltag, Arad, Mariana, bună ziua. Mersi, cu plăcere. Mulțumesc de inimioare, domnul. Ați făcut rețeta astăzi? N-am făcut nicio rețetă astăzi, că am avut musafir, v-am spus. Deia, Nico, am văzut rețeta cu ardei foarte buni, mulțumesc. Carlos, se poate moderator, avem destui, deocamdată avem, poate mai târziu. Bună seara, bună ziua, Arad, așa. Luc 15, noi vă iubim și voi ne iubiți, asta e bine, ce răi să ne se abțină, da. Capeți, Mirciulic. Da, băi. Familia Drilea, pe mine soția m-a așteptat cu sarmale când am venit de la muncă. E bine, oh! Bune, bune. De Bulpița și Viorel. Eu astăzi am făcut supă de pui găluște. Cu găluște. Și pui la aparatul ce l-am eu, minune. Dar am ieșit în oraș cu prietenii ce au venit și... Am fost la pizza. Mirciulică, nu mai faci live. Nu pot deocamdată să fac asta pe 29. Pentru că i-o dat strike, că au pus după TikTok, filmulețe după TikTok cu muzică și nu a avut voie. Și pe 29 expiră strike-ul. 29 septembrie. Dar vă rugăm din suflet, care doriți, Tamaș Silaghi, dacă te rugăm frumos să te abonezi și la nouul canal Mirciulică și Mihaela. Vă așteptăm cu mare drag și acolo. Cine nu s-a abonat și vă rugăm din suflet, dacă aveți bună plăcere să vă abonați la Mirciulică și Mihaela. Te auzi să pun un om pe frigider. Dă-te să se vadă. Da, hai, da, sunge, sângeți. Hai că-l deschid. Nu. Ara, pune un pic mâna pe frigider, Mirciulică, să intre oamenii aici. M-am abonat. Yo. Mirciulică, trebuie să fii mândru. În concediu, da. Da. Raul Baltag, eu m-am abonat, mulțumim, okay. M-am abonat, să rămână mult, vă mulțumim. Clau Luca London, Cine, bună seara. Caut. Mulțumesc, tată, mulțumesc. Luis, Lulu, m-am abonat, mulțumim, caut acum. Uite, domnul Ștefan Bănică, bună pupăm. Seara, vă salutăm, mulțumim, bine ați venit. Luis, Lulu, îmi face și mie o promovare pe YouTube. O să vă fac, numai trebuie să aveți răbdare. Raluca Anton, sănătate, mulțumim asemenea, Claudia Greuruș, bună seara.
Raluca Anton, share. Vă rugăm să dați și un like acolo. Da, un like, uitați. Că ne face... Dați o distribuire. O distribuire, dacă se poate. Domnul Arad, puneți și pe Discord, vă rugăm din suflet. Ia, deja nu mai e niciun fel de emoții. Nu ți vorbești fără... Mici. Da, o să vă mulțumesc frumos din inimă. Fără stres. Claudia Miciulică, nu mă urmăriți. Miciulică, nu mă... Claudia... A, așa, bănică, Claudia. E finul meu. O să vă trăiască, Mariana, să vă trăiască. Pini, un like egal cu un centimetru de frigider deschis. Da, da. Familia Drilia, Miciulică, te uiți cumva la Antena 1, la Vulpița și Viorel? Nu ne uităm, că acum dacă are TikTok, avem YouTube, nu mai avem timp. N-am timp. Nici știri nu mai vedem, pentru că nu mai avem timp. Noi urmărim pe toată lumea. De 4 luni, 5 luni nu mai mă uit la știri, ascult muzică veche numai. Moga, Kim, bună seara. Eu m-am abonat, Dea Nico. Dea Nico, te-ai schimbat, Dea. Erai Dea Bară sau acum te-ai schimbat Dea Nico. Eu mă uit după poză. Luis, Lulu, hai cu share, băieți. Raluca Anton, mulțumim. Vă mulțumesc din suflet. Dea Nico, domnul Miciulică, v-am scris pe MES. Ok. Pe care MES? Pe Messenger. Ăsta-i numele tău? Pe Messenger? Mihoc, Carmen, bună seara, dragii mei, bună seara, bine ați venit. Familia Drea, am văzut azi că au terminat, gata, a venit bătrâna și a luat acasă, că le plângeau copilul. Like pentru doamna Mihaela. Noi n-am văzut, nu mai urmărim că n-avem timp. V-am spus, am avut ceva musafir și nu. Mulțumesc, Clau London. Laura Nec, nici să doarmă nu mai pot, că îi trezesc admiratorii să intre live. Raul Baltag, au strâns 9 like-uri, deschide 9 centimetri frigiderul. No. Luc, care vă abonați la ei, vă dau o excursie în Dubai. Oh. E bun! E bun! Luis, Lulu, hai băieți cu șarane. Mulțumim. Raluca Anton vorbește foarte bine. Mulțumim din suflet. Familia Drilia, a venit miros de fumătură din frigider, oare? Nu avem afumătură în... Ba da, avem ceva șuncă fumată. Ui, si la ghiciop o stat. Yo, ce ai pus acolo, tamaș, si la ghi, mama mia, ce e acolo. Loredana Ambalal, lăsați să vorbească lumea rea, pentru că știți ce urmăresc, dușmanii să vă vadă nervoși și să vorbească așa, dar nu le dați apă la moară. Dea, pe Facebook. Ok, Dea pe Facebook. Stai că acum te caut. Probabil ai dat în altă parte, dacă Dea, cu doi de e. Dea. Cred că are tot poza aia. Am un nu știu care e poza de aici, că s-o grămadă. Da, dar uită-te acolo la poza ei. Raluca, Mircea se plictisește. Păi da, Mircea n-are răbdare. Miciulică, nu te mai ascunde după Mihaela. Tamaș Siraghi, la restaurant am fost o bucată de vită maturată 50 de zile. Yo! Dea, ce poză ai la poza? E aceeași poză care o ai și aici, Dea, pe Facebook, tot aceeași poză o ai? Dea. Auzi câteodată, Tamaș, pentru o bucată de carne de vită maturată, auzi, 52 de lire. Mama mia, bravo, Tamaș! Cât? 52 de lire, auzi? Vreau și dacă vreți rețeta dumneavoastră. Vreau și eu dacă vreți rețeta dumneavoastră de plăcinte palembru, dacă vreți, mulțumesc. Loredana Bălan, ai și Facebook? Pot să ți-o trimit pe Facebook? Nu se ascunde. Raul Baltag, o să aveți vreodată 1 milion de abonați? Nu știm dacă o să ajungem la 1 milion, dar mulțumim la câți avem. Noi suntem mulțumiți și de câți sunteți aici, că nu e nicio problemă. Credeți că încet, încet. Nu se pot să faci odată. În timp, în ani, avem timp.
Sănătoși să fim. Sănătoși să fim. Racaș, bună seara. Bine ai venit. No, pe nu mai a fost o zi de naștere, a fost super. Nu, nu e poza. Păi care poza? Dar ce poză ai? Sau spune-mi județul sau unde te, că sunt o grămadă de ideea de ea. Caută-l tu pe Miciulin, caută-mă pe mine, Mihaela Turcă, pe... și dă-mi mie cerere așa, păi după aia ați... Mihaela Turcă, uite, pot să vă arăt eu profilul meu, dacă e. Și mă căutați și... Nu aici. Acolo intră Mihaela, dragă. Lasă-mă. Uite, acolo nu intră. Ah. Uitați aici. Stați să vadă, că nu se vede. Era oficial. Nu, pe nu pe aia, că am renunțat. Uite aici, dacă... Era oficial. Nu, Mirciulică Gordon. Dacă se vede Mihaela Turcă, deci eu mă... Nu se vede. Uite, uite că se vede. A, acum, da. Mihaela Turcă. Suntem în, cu poza în spate, suntem cu ochelari de soare și în poza de profil suntem Mihaela Turcă. Și a mea e asta. Hai să apară, să se vadă. Ei. E cu Tamaș Silaghi și cu soția în spate și noi suntem pe... Ăsta e a meu. De aia de aici. Mâine mă duc la nuntă verișorului meu. Era oficial. Păi nu mai este, nu mai are ăla oficial. Nu, Georgiana, mai am renunțat la el. Domnul Mirciulică nu mai face live? Nu, pe TikTok nu mai face. Unde să facă Georgiana? Racă și-am venit cu armata după mine, power. Bă, oh, bravo, să rămână, mulțumim. Hai dați cu un like, că suntem 90. Ovidiu Popescu, bună seara. Raluca Anton, foarte frumos. Așa, mulțumim. Tama și noi vă pupăm și așteptăm să mai vorbim la telefon. Păi, pe YouTube. Nu, la Mircea nu mai poate să facă deocamdată pe YouTube, pentru că i-a dat strike, că a pus filmulețe după YouTube, după TikTok cu muzică. Și nu a știut și i-a dat strike și pe 29 septembrie expiră. Și atunci pe poate. 29 mi expiră. Da, pe 29 septembrie. Pe 30 poți să fac. Atunci poate să facă. Până atunci nu poate să facă, dar și-a deschis un alt canal. Dacă sunteți drăguți, și Mihaela, să vă abonați la noul canal. Aveți valoare, vă iubesc mult. Ionel Ursescu, mulțumim. Raluca Anton, like, mulțumim. Loredana Bălan, doamna Mihaela, nu vă supărați pe mine, dar de unde sunteți din România? Am înțeles că sunteți moldovean, că sunt din Botoșani. Eu. Și eu sunt din Iași. Să fim sănătoși cu toții. V-am găsit. Ok, trimiteți cerere, ori la soție, ori la mine, la oricine, nu-i problemă. Dar nu la Mirciulică Gordon oficial, că nu mai e... Mirciulică oficial, am renunțat la da, el. Are foarte multe pagini și nu mai știe care... Intrați, oameni buni, lăsați antrenatorii. Eu sunt din Ploiești. Ok, vecin. Raul Baltac, și eu am locuit la Ploiești 20 de ani. Nu mai locuiesc de 5 ani. Rașca, te pup. Vecine aproape, da. Dar eu nu mai vorbesc moldovenește, că sunt atâția ani plecată de acasă. Acum mi-am găsit un ardelean. Deci, uite, domnul Arad, pune tu ca deci, să vezi. Mică și Mihaela, canal nou. Vă mulțumim, domnul Arad. Mulțumim din suflet. Ioi, haideți cu like-uri, vă rugăm. Suntem 152 de persoane și doar 17 like-uri. Cât sunt? 156 de persoane. Loredana Bălan, nici eu nu mă bate bărbatul. Dați like. Uite, de s-a aia, mi-a dat deja. Mia, s-a întrerupt Mihaela, s-a dat? S-a întrerupt. Da, de aia mi-a trimis deja. No, i-ai acceptat-o? Acum. Am văzut undeva, dar nu știu unde. Uite aici. Ți-am dat... Ok. Uite că ți-o trimis. Da, de ea. Ce s-a întâmplat mai devreme? S-a întrerupt că e internetul. Păi e timpul like nasol aici și de aia. Un like egal un kilogram slăbit de... Da. Sincer, am alt accent. Da, și am alt accent, like. Da. Auzi ce arată. Dă-i mie la un like. Bună seara la toată lumea. Osman, salutare! Zici, iar cu Osman în primire. Osman, te-ai însurat? Îți mai face dedicația Alin după aia. Aici, ce faci, Osman? Te-ai însurat?
Ce mai face Irina? Îți dă tata ceva, spune. Îți dă băia tu ceva, fete. Ai nevoie de gagici? Avola. Vino la mine aici, avola. Ce băia tu, Caterinca? Părupii. Părțălupii. Am dus-o acasă. Ciao, salută pe Tomasilaghi. Am dus-o acasă pe Irina. Aole, mai dus-o. Auzi, salută. Arat, dau tot timpul like. E bun, Mihaela, stai liniștită, Miha. Ce simpatic e. Și eu, Osman. Ciao, Mihaela, Mihaela Wolf. Te pup. Alin e timid, dar și își dă drumul în curând. Da, auzi, te-o lăudat, domnul Arat, că a zis că știi să filmeze. Acum îi place de cameraman, că știe să filmeze. Mamă, dar tu când mă plătești că te filmezi? E, când o să iau și eu pensia. Haideți, vă rugăm cu un like, vă rugăm. Ne ajută foarte mult. Alin, băiat fiind, mulțumesc, Luc 15. Ziua de naștere a lui Alin e deodată cu Dexonul. Pe 10 mai e ziua lui Alin. A mea e pe 2 noiembrie și a lui Mircea pe 16 august. Haideți cu abonare la Clau. Fără plată în familie. Așa, puneți pe toate, Clau. Fără plată în familie. Ba, da, noi lucrăm pentru el. Haideți cu abonare, Clau. Puneți la toată lumea. Puneți la muncă, putoare, la muncă. Puneți la toată lumea, Clau. Și la Faraonul, și la domnul Arad, și la bănică Ștefan. La toată lumea, puneți, vă rugăm. Uite, poți să-și ceară... Da, Carmen, poți să-i ceri cerere pe Facebook la mine aia, cum da. Să nu. Alina are canal, da, da. AK47. Mircea e eleu ca mine, auzi. Când a ieșit domnul Miciulic afară, cu domnul Miciulic afară. O să vezi și în camera ta? Duce. Cine să iasă, Georgiana, Cătălina? Când a ieșit, cine? Eu sau Balin? Am fost mai devreme afară, noi. Eu stau 15 minute, dar o să pun acum. Ok, mulțumim. Okay. Mulțumim de suflet. La muncă, că e sănătoasă și fizic și psihic. Da, aveți dreptate, domnul Arad. Alin glumește. Glumește, că facem glumă să... Am pus-o din aia pe TikTok cu Alin, cu vorbele astea. La muncă, putoarelor, am făcut 200 și ceva de mii ca... Pedro Capo, nu l-a liniștit nimeni, că nu i-au făcut... Nu, tată, lasă-l. Degeaba vorbești că... Da, liniștit, tată, că e prea greu să mă liniștească. Nu l-a liniștit nimeni. Nu i-a dat nimeni strike, i-a dat de YouTube-ul de la că a pus după TikTok cu muzică. Stați liniștiți, că nu-i bai. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doar atât putem să spunem. Păi da. Loredana Bălan, bine, eu vă doresc o seară faină și multă sănătate la toată familia și lasă da, Pedro, mamei să se plătește cu bani. Nu, nu o să zic nimic că zici de rău. Nu, te știi. Dar trebuie să înțelegi că nu că e. Da, strike de la YouTube, că am pus pe TikTok, atât, nu până în 29. Și i-a dat strike. El știu a pus prea multe. El a pus prea multe de alea după TikTok și nu trebuia să pună cu muzică. Asta, deci ăla-i baiul, nu-i niciun bai, stați liniștiți, oameni buni. Că dacă era închis canalul de mult, dar stați liniștiți. Dar dispărea din pe YouTube. Da, nu mai era. Dar nu e asta. Hai la muncă să muncim, dar Doamne să nu găsim. Hai bun! Adevărul este că el este tare pervers, îți dau dreptate. Noi ce să spunem, multă sănătate la toată lumea și nu. Deci stați liniștiți că nu i-o dat nimeni. Deci, e vina lui Mircea că o pus după TikTok. Nu lăsa pe nimeni să iese în evidență. Da, ăștia da pe e ciudă, Pedro Capone. Dar lasă-l, tată, că leacul lui prăduitorul sunt eu. Da, m-aș fi la ghida, ăștia de la YouTube nu glumesc stai o lună. Da, YouTube, păi asta este, ce să facem. Uite ce zice Arad, toți iau strike. Da, domnul Arad. Am învățat mintii, de acum știu cum să o am. De acum știe ce are de făcut și gata, nu mai pune. O pus, dar uitați-vă. Oameni buni, dacă nu era din cauza asta, uitați-vă că Mircea avea 1.700.000 de vizualizări și după ce o șters toate alea de pe TikTok, din YouTube, nu mai are atâtea, pentru că, nu, eu scăzut. Am aproape 1.000.000 acum. Deci din cauza aia, nu din altă cauză. Trebuie să înțelegi. Auzi ce zicea Rad, putea să-ți dea 90 de zile. Da, dar mi-a dat numai 30. Da. Că e primul avertisment, cum consideră ei. Da.
Să o țineți tot așa, vă apreciez, mulțumim. Mulțumim de ea, Nico. Ovidiu Popescu, respect maxim de la București. Mulțumim din suflet și multă sănătate să aveți, numai bine, și vă mulțumim că ne urmăriți. Vă mulțumim din suflet. Alex Music, bună seara, bine ați venit pe canalul nostru. Da, domnul Arad, aveți dreptate. Da, la al treilea, da, se închide. Da, deci de la YouTube m-au spus că nu, noi, el a trimis, că a putut să facă contestații și a trimis și a spus că n-a știut și oamenii, cei de la YouTube au înțeles și... Așa. Aoleu, consider că e mult o lună, nu-i bai previi tu mai tare, da? Normal. Dar are și al doilea canal, canal secundar. Dacă cine dorește să aboneze la da, canalul Pedro, secundar, așa e. Din greșeli învățăm, asta este ce să facem. Credeți că toți cei care sunt pe YouTube n-au avut probleme din astea? Asta să ne știți că... Da, domnul Radu. Da. Așa este. Ce să facem? Asta e. Din greșeli învățăm. Eu de ce spun? Un șut în fund primit e un pas înainte. Normal. Noi să fim sănătoși, că belelele vin. Nu ne dăm noi bătuți din asta. Să fim sănătoși, că sănătatea e cea mai importantă. Mulțumim bunului Dumnezeu că suntem bine și... De ani de zile îl văd cât este de invidios pe... Che este numărul unu. Normal. Apoi, ne interesează toată lumea să fie sănătoasă, Luminița Anghel, exact, mi-ai luat vorba din vorba, Mircea din greșeli se învață. Bineînțeles, Mircea oare mai apare soarele în Irlanda, hai rămâne în... hai mâine în Phoenix Park. Clau London, bună seara, Mariana Banco, salută pe Clau. Phoenix Park e în Dublin. Da, știu. Aici plouă, e timpul urât, n-avem ce să facem. Stăm în casă, că ce să facem? Când e timp frumos, ieșim și noi afară, profităm un pic și ieșim și mai facem și noi câte o filmare acolo, cât se poate, că n-avem ce face. Cu toții dorim să mâncăm o pâine, internetul este viitor. Da, ce să facem? Da. Avem loc toți, toată lumea are loc pe internet. Sunt destule de site-uri normal. Și avem loc. Eu dacă am învățat atâta bucătărie și atâta, de ce să nu pun și pe internet să învețe și alte doamne care și domni, cine vrea să învețe, învață, cine experimentăm fiecare. Că asta este. Georgiana Bastiurea, dacă ești o fată, poți să vorbești și frumos. Dar ce-a zis? Eu înțeleg că pe peste tot ne înjurați, pe Facebook ne înjurați, pe TikTok ne înjurați. Măcar și aici lăsați-ne un pic mai liber, dacă se poate. Fără prostii, se poate? Facem zi de zi. E vreo problemă? Dar tu, fiind o domnișoară, nu-i frumos să vorbești asemenea, zic și eu, poate ai și tu părinți și să postați, doamnă, atâta timp cât că oferim bunătate, avem ce să primim. Mulțumesc! Mihoc, Carmen, Mihela, nu te găsesc pe Facebook. Ba, da, uite, o să vă arăt poza, să vedem dacă se vede. Vă mai arăt odată. Trebuie să așteptăm să uitați aici. Mihaela Turcă. Asta e poza de profil și poza de... Vedeți? Mihaela Turcă, așa mă găsiți. Suntem cu ochelari în spate, amândoi. Mihaela Turcă. Mihoc Carmen. Uite, deja mi-a dat cineva cerere. 179 de like-uri. Hai cu like-uri, e gratuit. Să ne arătăm susținerea noastră. Georgiana, Cătălina, dar de ce? Ce am zis? Păi nu-i frumos ce ai scris? Tu știi ce ai scris? Câteva mii de oameni m-au înjurat. Și pe mine un copil astăzi m-a înjurat.
Și i-am dat raport pe TikTok. Și o încercat să mă înjure și cu al doilea cont și m-am uitat și la al doilea cont. Și la al doilea cont a început să-și ceară scuze, să-mi iertați-mă, nu știu ce, nu știu cum, nu mai știa, prințesa noastră și nu știu ce. Și i-am făcut eu un pic de morală, acum dacă o înțeles, nu știu, dar nu-i frumos. Mihaela, ignoră-i, sunt invidios, știu. Georgiana, eu am donat bani. Unde ai donat bani? Că eu nu primesc aici niciun ban. Domnișoara, unde? Că nici cercei nu are domnișoara. Am glumit? Păi să nu mai faci glume, mamă, că eu cred că suntem poate mai în vârstă și ca părinții tăi. Da, eu ție pot să-ți fiu mamă. Și nu mai glumim așa. Glumim cu oamenii maturi, nu cu copii. Raul Baltag, eu trebuie să plec, ne auzim mâine, sănătate multă. Numai bine, Alex Music, v-am dat cerere, sunt Alex Dumitriu. Ok, am înțeles. Aveți bunătate în suflet, simt asta, respect. Mulțumim din suflet. Sănătate multă să vă dea Dumnezeu la toată lumea și trebuie să fim mai buni. Da. Nu rezolvăm nimica dacă ne înjurăm și dacă nu nimic nu. Nu e frumos chiar dacă suntem pe site-urile astea de socializare. De ce trebuie să fim răi? Trebuie să fim buni, că nimic nu ne ajută. Răutatea n-aduce nimic bun. Nu. Trebuie să fim mai buni și să ne unim, să fim uniți unul cu altul, să ne ajutăm între noi, pentru că străinii să ajută între ei. Povestește de oamenii ăștia ce au fost la noi, că poate să le sunt ori venit în seara asta două niște familii români, de români, două familii. Și au ajutat la români, dar ei au plecat în România și au lăsat alți români din București, i-au lăsat în casa lor să stea. Nu, Mihaela, nu beșe vorba. Nu, și le-au lăsat și cheia de la mașină și când s-au întors înapoi, mașina le-au vânduse. Le-au luat și lucruri din casă și au plecat. Și nu au mai răspuns nici la telefon. Deci ca să vedeți... Dar spune acum de unde au venit până la noi. Din Anglia au venit să ne vadă. Tocmai din Anglia până aici la noi. Le-au scos la pizza, au făcut poze, am făcut câteva TikTok-uri cu ei. Le-au strâns mâna și m-au invitat la ei acasă, în România. O să îmi plătește bilet, eu zic, Mirce, dacă vrei și duce, mă, omule, zâmbesc de treaba ta. Eu vin cu treaba. Dar oamenii... Deci ca să vedeți. O să-ți mir ce n-ai idei câtă lume te iubește în România. Așa de bucuroși erau oamenii, dar nu mai știau ce... Nu le vinea să creadă. Deci, pentru că noi nu suntem, cum o spun unii și alții, că suntem oameni răi și doar sunt persoane rău intenționate care ne vor rău. Deci și noi avem români aici, dar ne vor rău. Ne vede că noi ne înțelegem bine. Eu cu Mircea mă înțeleg bine și că nu le dăm atenție și nu le spunem nimic din casa noastră, din familia noastră și nu, ei nu mai pot de răutate și de invidie. Dacă ar putea să ne dea în cap, ne-ar da în cap. Deci credeți-mă, unii atât de răi sunt, dar numai ei să fie bine și pe alții să nu mai vadă că sunt bine. Oameni răi nu sunt... Mersi, Petru, Carmen. Capo. Mersi. E bine să fii bun, dar depinde de oameni. Da, bineînțeles, noi ne-am cam ars cu câteva persoane care... Și știm. Dar nu toată lumea e... Invidia e omor, normal. Miciulică, mi-am schimbat părerea de bine de tine, ți-am analizat, nu acorda atenție. Da, nu. Doamnă gătiți super și eu sunt bucătar și mă uit la dumneavoastră cu drag. Mulțumesc. Și o să gătesc în continuare, pentru că eu am foarte multe rețete învățate și în România și în Italia am lucrat 4 ani. Știu ce spui, și am lucrat și aici în restaurant și știu foarte multe rețete. Și dacă pot să le pun să învețe și alte persoane de cu mare drag. Sunt persoane care îmi cer și după Facebook, că eu postez și pe Facebook, dar nu postez în detaliu. Adică aici postez în detaliu și pe Facebook postez, spun doar poze și spun ce mâncare este și atât. Dar sunt doamne care îmi cer rețete pe Messenger, mă sună și îmi cer rețete, să le dau rețeta. O să zic și eu ceva, mamă. Da. Ca să fii plăcut, să fii apreciat de lume, trebuie să răspunzi la oameni la telefon, trebuie să le dai un bună ziua, nu să fii cu nasul pe sus.
Așa te apreciază lumea în ziua de astăzi. Și nu cerem bani la nimeni. Și nu cer la nimeni, domnule. Ce să cer? Eu mi-am 1000 de euro pe care săptămână. La ce primi mie bani? Invidia e omoară. Da, Tamaș Silaghi, ai dreptate. Pedro Capo, cine nu știe, poate a pleca urechea vis-a-vis. Așa, știți ce spun, da. De pași, Pedro, că noi clujeanii știm cine e cei. Are vorba lui duce, merită pielea 2 lei. Superligă, omul din mers, l-ai cântărit bine, rău, da. Luminița Angelina, corect. Deci eu nu, eu și pe Mircea, că Mircea a avut viața lui de stradă și asta. Eu tot timpul îl învăț, l-am învățat și îl învăț și spun: mamă, nu-i bine să fii rău, să nu, dacă poți să ajuți pe cineva, ajută, dacă nu, lasă să meargă în treaba lui și nu trebuie să răspunzi cu răutate, pentru că nu rezolvăm nimica. E mai bine așa. Nu spun, du-te, Mircea, și dă-i în cap. Nu, asta nu. Normal, niciodată nu așa e, să fim noi sănătoși, tată. Mare caracter, domnul Mircea. Mulțumesc, Mariană. Iuri Olf, azi am mâncat 2 covrigi, am să mă uit cu mâncare, că să mă satură. Iuri, te invităm la noi la masă, dacă cu mare drag. Hai, tată, vă așteptăm la noi acasă. Sunteți primit la mine în casă. Astăzi când am făcut pui la aparatul meu minune și conopidă panel. Postel, te pup, tată, te pup. Am făcut conopii de pane, dar nu am mai avut curajul pentru că Mircea îl dor foarte tare mâinile și noaptea nu prea doarme. Și era foarte somn și a vrut să meargă să doarmă, că am vrut să-l pun să mă filmeze și n-am mai îndrăznit. Două săptămâni. Hai, Osman, la masă, tată! Te vă invităm cu drag la masă! Avem... Oricare să știți care aveți drum spre Irlanda, adică să stați la hotel, vă invit la mine acasă și vă duc unde vreți. Vă servim și cu o vișinată și cu ce doriți dumneavoastră. Voi? Vă fac și o mămăligă cu brânză, cu sarmale, cu ce vreți. Cu o ciorbă, ce doriți, aia vă fac. Nu e nicio problemă. Iuri, hai că am o conservă. Auzi, eu au pui prima dată când mănânc pui. Fac jos, selfie cu el, auzi. Nu pot să stau jos. Sărăcia călește un om, viața cel mai bun profesor. Da, mulțumim. Mare, o să fac, Osman, și ciocolată de casă. Trebuie să mă duc să caut lapte praf, că trebuie da, lapte praf. La Lari, bună seara. Iuri, voi românii mâncați 5 kg. Mai mult ca afară, nu vorbi de 2 covrigi. E greu, Mihai, ajuns oamenii și după aia se întorc împotriva ta. Mult, da, ai dreptate, Tomaș Silaghi. Da, Tomaș Silaghi, ai dreptate. Dacă tu nu ai ajutat oamenii, păi nu știu cine a ajutat în lumea asta. Nu băgați în seamă. Da, bă, Tomaș, așa este. Să știi. Uite, că... Ștefan Bănic o salută pe doamna Ida. Deci lui că te uiți la polba. Nu mă uitată. De ce m-ați blocat? Ca să vorbești frumos, să știi că aici ne respectăm și vorbim frumos. Avem cei 7 ani de acasă și nu jignim. Te rog frumos, stimată domnișoară, să vorbești frumos. Dacă vrei să rămâi pe canalul nostru, să ne urmărești, cu mare drag, dar nu să nu ne mai scrii mesaje care nu și-au rostul, mai ales că tu ești un copil. Te rugăm frumos. Trebuie să respecti și să fii... Ok, gata, las-o. Ești pe canal, okay. Vezi ce vorbești, atât te rugăm. Georgiana, așa. Ok, am înțeles. Nu e nicio problemă, Georgiana, că poți să rămâi cu mare drag. Am 33 de ani. Ok, tocmai okay. Că ai 33 de ani, te rog să rămâi, dar vezi și tu ce scrie acolo, că să înțelege cum... Păi, dar nu, întreba dacă facem sex. Facem zi de zi. E vreo problemă? Păi nu. Faci, cum să nu faci? Dimă, dar cine nu face? Dar nu-i frumos să întrebi asemenea, că am aici e... o glumă. Da, da, e o glumă de prost gust. Astea sunt lucruri intime. Îmi place, Mirciulică, că banul nu te-a schimbat. Nu, niciodată, nu se ne schimbe niciodată. Eu am avut bani, crede-mă ce spun. Nu o să ne schimbe. Banii pe mine nu mă schimbă deloc. Pentru noi important e că suntem sănătoși și că ne înțelegem bine, că toată familia ne e sănătoasă și că avem un acoperiș deasupra capului. Nu banii și averile sunt pentru noi, nu. Înțelegerea și asta e sănătatea cea mai importantă. Tot respectul, sunteți o familie frumoasă, Ovidiu Popescu, mulțumim. Se vede greutatea ta. Da, normal, pentru că am frate. Suferit foarte mult la viața noastră și eu și Mircea au suferit și... Nu, vă dați seama că... Sex, se zice dragoste. Păi da? Sex faci cu parașutile, dragoste faci cu nevasta. Vă rugăm, dați un like dacă se poate, vă rugăm că ne dați ajută. Dați un din ăsta, că ne like. Ajută, vă rugăm. Nu-i pe bani, e gratis. Nu-i problemă, Georgiana Cătălina, noi ne cere mii de scuze. Nu, 15, no. Doamnă, și eu am stat în Galvai 2 ani și am ajutat lume și când nu le-am mai dat, m-au scuipat, uite, vezi? Da, eu știu. Păcat, pentru că... Păcat.
Luc 15, când ai drum către Galvai să ne sun, tată, să vii la o cafea, la alții o mâncare. Le ajunge și puținul, nu toți splămânți după averi. Da, păi noi ne mulțumim cu ce avem. Să fim sănătoși, asta e cel mai important. E greu, tată. Domnul Arad, mulțumim pentru mesaj, dar asta e cel mai important, sănătatea și că suntem uniți. Asta e cel mai important pentru noi. Banii n-au nicio valoare. Credeți-mă, că dacă aș avea bani, mulți, să am, m-aș duce și v-am spus ce aș face. Aș da la copii săraci, la Elo, după ce îmi iau training-uri și ele. Lasă, că dăm și acolo, nu e nicio problemă. Dacă nu le înțelegeți... Oricând dorești, domnul Luca, 15, și ai drum către... Ne contactăm în privat și cu mare drag. Cu familia puteți vine oricând. Că palmă, după palmă primești uneori de la viață, da. Da. Nu doriți rău nimănui. Nu. Vicentă. Normal. Noi niciodată n-am dorit rău nimănui. Credeți-mă că înainte de Paște, okay, Georgiana, mulțumesc. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, înainte de Paște, o familie de români de aici și sunt din Cluj, nu o să le dau nume, nu nimic. Luca 15. Eram la cumpărături și ei erau și ei. Și au văzut că nu-i bag în seamă. Mircea a vorbit, eu n-am vrut să mă bag, că oamenii aia povestesc numai prostii și asta și nu m-a interesat. Și au văzut că nu-i bag în seamă. Femeia aia atâta m-a blestemat și are copii și spunea să ne dea Dumnezeu tot rău și nu știu ce și-am spus. Vezi-ți de treaba ta, femeie, vezi-ți de drumul tău și de familia ta că ai copii și gândește-te întâi la copiii tăi și nu dori rău nimănui. Și nu după mult timp i s-a întâmplat ceva, eu nu m-am dus să-i râd în nas, o văzut ei singuri, așa că nu mă interesează, fiecare cum își așterne așa doarme. Cu ce pahar dă, cu ăla primește. Eu mă rog zilnic la bunul Dumnezeu și dă zeci de ori pe zi. Am colțul meu unde îmi fac rugăciuni și toate astea și nu mă rog decât de sănătate. Să avem sănătate și multă liniște. Că asta e cel mai important. Da. La fel și prin Anglia ești bun să ajuți. Rar mai găsești oameni de calitate. Laura Neh. Am înțeles. Da. Georgiana, de ce ai făcut gluma asta gândindu-te că ești nevoie, te ajutăm dacă mă aștepți cu o găină friptă Giuri, tu glumești. Și 2 litri de vin pe masă, auzi? Da, Costel, e foarte greu, dar... Dumnezeu e mare, are grijă de toți, bineînțeles. Dumnezeu e mare, are grijă seară de toți. Seară bună și liniștită, îmi place că sunteți uniți. Mulțumim asemenea. Pedro Capo, te pup, tată. Mulțumim. Mulțumim din suflet. Eu ce am cerut de la viață, mie Dumnezeu mi-o dat. Mi-am dorit o familie. În rest, nu mai trebuie nimic. Sănătate. Să-l văd pe Alin la muncă, să-l văd la casa lui, ești cel mai fericit. Te pup, Mirciulic, auzi ce zice Pedro Capo. Și eu te pup, tată. Costel, și sănătate la tot ce iubești, tată. Costel Boban, Dumnezeu e mare, da. Normal. E mare și vede pe toată lumea. Și fiecare după cum o dat, așa o să primească. Cu ce pahar o dat, cu ăla să o primească. Pentru tasta, așa... Știu cum sunt vorbele tale, Merciulică. Pentru român apasă tasta 1, e bun. Deci... Și pe tasta 2, familie... Averea omului, nu bani. Normal, Luca 15. Pentru noi valoare n-au bani. După ce tot te uiți. După să citesc la după televizor. După mesaje, că el se uită pe televizor. Eu văd de aici. El nu vede, eu televizor. Văd aici să citesc, dar el nu vede. El se uită la televizor că vin mesajele mai mare, scrisul mai mare. De ce ești curios? Dă-i scaunul de acolo ca să poți să vezi mama de aia. Dă-l mai așa, vezi? Poate mai mult și eu. Auzi ce zice Luminița, că te uiți după Irina? Da, păi ce să fac și eu cu Irina? Credeți-mă că de când am TikTok-ul ăsta o nebuni lumea. Să-mi trimită poze, mă înțelege, și să mă sună femeile în țâțele goale. Doamne, iartă-mă, dar unde v-ați gândit? Am crezut că mai... Urat-o pe Irina, că nu o mai găsesc. Aoleu, a plecat pe Irlanda? Tămaș, mai bine nu știi cine e Irina. Mielă, cine este Georgiana? Nu știm cine e o... Doamne ferește, da, de ea, jur. Dacă aș pune pe TikTok toate pozele care primeze la femei gole, doamne ferește, ar fi țigănie pe TikTok. Irina e a mea, Tamaș, nu ți-o da. Uite, zice Georgiana, eu sunt, da, drag, aici ești prezent. Căutați-mă pe TikTok.
Nu, Tam, aș vrea să știe cine e Irina. Cum te cheamă pe TikTok? Georgiana, ia zi că te caut, numai să te văd. Georgiana Cătălina Bastiurea, cred că așa o cheamă. Georgiana Cătălina Bastiurea. Alin! Auzi ce domnul Arad, cred că mă apuc și eu de TikTok. Atunci, Mirciulica, auzi ce domnul Arad, că se apucă de TikTok. Bravo, domnul Arad! Băgați-vă pe TikTok, că nu o să vă urâți. Ce vedeți acolo? Da. Stai să-mi dai Georgiana. Acum uite aici, Georgiana Cătălina Bastiurea. Caut-o, Alin, uite aici, vezi scrisul. Mama, uite-te la mine aici. Stai un pic, am muzice. Păi mi-ai făcut promovare. Nu, păi dacă ți-o făcut. Păi da, eu mă la câte lume am făcut. Stai, Alin. Păi zice că i-ai făcut promovare. Stai să o văd, femeia, ce te prinzi așa? Poți să o găsești acolo dacă i-ai făcut promovare. Păi la mii de oameni am făcut promovări. Osman, Irina, umbli după... Așa te cheamă pe TikTok. Auzi, îl ceartă Mariana pe Osman că umblă după muieri. Na, e tânăr. Tu l-ai, Doamne, auzi ce zice Tamar. Georgiana Bastiurea, da. Uite-te acolo. Georgiana Cătălina Bastiurea, toate împreună, mamă. Da, caută Aron. Ai pus Aron. Eu vreau să o văd. E bun dacă vrei să o vezi pe Irina, nu-i așa, Mariana? Vrei și tu să o vezi pe Irina? Ce face Mirciulică? Mai multe promovări ca televiziunea română. Da, păi pe TikTok cred că am făcut peste 100.000 de promovări. No, care îi... Domnul Arad, au făcut promovări la toți copiii și la câtă lume și după aia toți îl înjură. Uite că scrieam Georgiana Cătălina 91. 91. Georgiana Cătălina 91, legate între ele. Arond, Georgiana Cătălina. A, gata, știu cine e. Tamaș, tata, ai grijă de că te bate nevasta. Aoleu! Ăsta e altă, nu te supăra. Stai să apară. Georgiana. Stai că nu se vede. Ăsta e a tău. Da. Uite, scrie acolo, da. Da, da. No, acum ți-am dat urmărire. No, hai să văd ce ai aici. Adă încet. Păi, dar nu-mi place să se aud aici. Okay, eu sunt băiat cu minte, eu sunt numai curios. A, e bun că Tamaș. Apoi are puțin. Nu mai poate să facă promovări, că nu se mai poate face promovări. Nu mai pot să fac promovări, dar să fac un duet îți face. Nu duet, o felicitare. Atât, altceva nu poate. O zi frumoasă. Nu mai poate să mai facă promovări, că nu mai are voie. Ei poate să-i închidă și canalul. Vă dați seama că s-a chinuit atâta ca... Iuri Olf, arată-mi bine Bastiurea, da, știu. Haideți și cu un like, vă rugăm. Să rămână. Mi-a apărut. Da, pe ți-a apărut. Să te uiți mâine pe TikTok, că ți-am făcut scrim la TikTok și îți fac mâine o felicitare frumoasă. Auzi ce zice Iuri, Osman, ia-o la anchetă. Like și abonare aici. Domnul Arad, Osman, puneți link-urile tuturor aici, de prezentare, la toată lumea, vă rugăm. Dacă vă faceți TikTok, să-mi spuneți, domnul Arad. Să spuneți dacă faceți TikTok ca să vă promoveze, să... Nu să-l promovez, să îi dau urmărire. Să facă urmărire și să facă duete cu dumneavoastră. Da, bun, că e gratis. Da, Luca 15, normal că e gratis. Numai nu toată lumea... Luminița, tu râzi. Tu râzi în loc să te bucuri. Nu am timp și de TikTok. YouTube i-a ajuns. Ok, tată. Te pup, la mine, okay. Zero. Georgina, ce Facebook ai? Hai, Osman! 32 de like-uri, suntem 174. Ai văzut-o că e drăguță, hă? Georgiana, așa, păi asta fac. În ce zonă ai lucrat în Italia? Am lucrat și la Cosenza, am lucrat și la, în, cum îi zice? Pe mine mă trebuie. Păi stai să-mi aduc aminte.
Am lucrat și la Sala Consilina, poate știți unde, la Sassano, Tegeanu, am fost la Salerno. Uite, zice Tămasi, la Ghianda și eu follow-ul. Am fost la Roma, am fost la, cum îi zice, la Pescara, am fost în multe zone. Nu am Facebook, am Instagram. Pe Instagram-ul să te caute lumea. Paraonul Germania OTV. Da, puneți-l, domnul ăla, că nu-i problemă. Puneți pe toată lumea. Eu tot spui că nu aveți. Nu am Facebook, nu am Instagram, ok. Puneți la toată lumea. Georgiana, toți spuneți că nu aveți. Georgiana, toți spuneți că dar nu aveți. E o problemă. O cauți pe YouTube. Victor Underground, vezi? Puneți Victor Bujița. Ei sunt aproape... De Firenze. Firenze. Am înțeles. Am fost și la... Să-mi aduc aminte, că nu mai... La Frosinone... La Salerno. Unde am mai fost? Am lucrat. Deci pe la pe în zona aia, pe la Sala Consilina, dacă ați auzit, în sud. La Sassano, pe acolo am lucrat un an și ceva. Păi, meciulică și mea e la am vest. Lucrat și la Sapri. Știu, dar poate ați auzit. La Sapri. E o zonă foarte faină, unde e mare acolo. Așa, Victor Undegrande, postul meu vecin de bloc. Știu, știu. Am fost și eu în Palermo la mare, super frumos. Da, da, pe unde n-ai fost tu? N-ai fost în Irlanda, Osman. Să vii pe la noi. Te invităm în Irlanda, Osman. Să vii pe la noi, tată, când vrei. Și poți. Și la Roma e foarte fain. Ce fain, ai ce vizita, ce... În Marinero. În Marinero. Am fost la, în Palermo, la mare, fain. Da, în Marinero. Marineu. Am să vin să se termină cu... Ok! Irina Vizi, soția lui Faraon. Soția lui Faraon. Dan Zadene, am fost în Dubai, la mare și în Maldive, fain. Miho, Carmen, dai apaci, bine te umplute, bune. Da, și eu m-am abonat la Irina. Da, păi și soția am foarte, foarte multe rețete din Italia. Îți dai seama că am lucrat la restaurant, adică știu foarte multe. Da, pentru că e din Italia, e rețeta italiană. Și eu ce fac? Paste și astea sunt din Italia, nu sunt din România. Am multe să fac, dar le fac așa încet, încet, că o să încep să fac și după aici, supe, cremă, o să fac și de aici rețete. O să vă arăt rețete speciale și după aici. În Irlanda suntem. Dan, în Irlanda. Zadan sau... Suntem în Irlanda. Clau Travel London. Da. Puneți la toată lumea, vă rog. Puneți la toată lumea. Da. Noi promovăm pe dar toată lumea. Dar zic cum știe, zic. Spunem doar pe... Dar bineînțeles că le are acolo. Ok, Dan, care. Spunem Dan. Ok, Dan, îți spune. Pare nu-i Danul tău. Nu cred. A? Georgiana, de ce mi-ai dat bloc? Auzi, Iuri Wolf. Că nu văd ce scrii, domniță. Să mă cauți în privat, să-ți explic cum stă treaba cu... Inciotarea. Inciotarea, e bun. Ioi. Iuri, te invităm la noi la masă dacă nu ți-a mai trecut foamea. Vezi că mor. Miciulică și Mihaela. Canal nou, vezi ce scrie domnul Arad. Dan zice, sunt frumoase pozele de pe frigider. Mulțumim. Da. Avem și pe perete. Avem poze speciale. Cu oameni speciali care îi iubim și îi respectăm. Sunt puse la loc de cinste, dar sunt și sunt persoane care ne sunt și la suflet. Copilul în cameră, să joacă. Mihaela, ușa mea e deschisă pentru voi. Când veniți, să veniți, vă aștept cu mare drag. Mulțumim din suflet. Ok, și mulțumim. Ușa noastră e deschisă pentru toată lumea. Cine dorește și
Noi suntem suntem oameni deschiși și n-avem nicio treabă. Suntem oameni primitori. Dacă putem să ajutăm pe cineva cu ceva, cu mare drag o facem. Laura ne să se umple peretele cu poze cu oameni speciali, bineînțeles. Iuri, doamna Mihaela a mulți prieteni în Irlanda, frate meu e la 11 ani, de 11 ani în Irlanda, dar nu mă atrage din cauza vremii. Nu vine să... Noi ne-am obișnuit aici, ce să facem? Auzi, zice, Ozman, și-a făcut o capia, o să-i țină de foame. Nu. Pune 6 linguri de zahăr. Hai, Ozman, că avem conopidă, pane și pui făcut la aparatul ăla. La aparatul ăla minune. Te așteptăm cu drag. Iuri, de aici. Bă, în America, cum e dimineața? Da. Ce treabă am eu cu America? Domnul Arad din America. Da, zic așa, în general. Dar vă spuneam. America este ora 12. Sau 2, depinde de stat. Depinde. Da. Dar ziua. Eu am o revistă cu mâncare, mă uit la ea și îmi trece de foame. E bine. Mulțumesc de inimioare, Tamaș Silaghi. Mulțumesc din suflet. Sper că sunteți bine, Tamaș, toată familia. Ziua, normal. Mi-a ieșit și mie puiul super. Mă bucur, Laura. O să fii mulțumită pe parcurs, o să vezi. Uite, Victor. Că-și merită banii aparatul, Laura. Salut, Lupi. Victor, te fupăm. Salutare, tată. Domnul Victor. Bună seara. Ajutor mi-a de la voi. Mi-e de ajuns o vorbă bună și seara abia aștept. Da, în fiecare seară intrăm live. Miha, de ce nu mai intrați live în fiecare seară? O să intrăm în fiecare seară, măcar câte o oră. Dar o să intru mai devreme, ca să știți. Mâine o să intru de la ora 8. Da. Ca să știți. Cum pește brânza la România. Lupule, se scumpește brânza la România. Da, și cartofii, și uleiul, și carnea, tot ce se scumpesc. Mulțumim, cu plăcere. Eu vă mulțumesc că ne urmăriți. Victor, salut, așa, dar numai că sunt super ocupat, stresat cu munca asta nouă. Aoleu, ai muncă nouă? Noi nu știm nimica. Când vin seara acasă, sunt rupt direct la culcare, am înțeles. Știu, Tămaș, stai liniștit, dar criza economică, brânza. E bun, Victor, e bun. Avem laser. Dacă nu intrați, vă caut cu... Cu GPS-ul și vă găsesc. Da. Nor Dakota, bună seara, bine ai venit. Noi suntem irlandezi, nu ne pasă de România, Avala. Normal. Noi oricum nu mai plecăm de aici. Difi 3D, te rugăm frumos. Am spus să porți un mesaj, poți să-l scrii frumos, fără să scrii prostii, că nu ne interesează. Deci aici chiar nu e un canal care tu să înjuri sau să ne faci cum vrei tu. Suntem non-stop făcuți, aruncați cu noroi pe noi, nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg. Nu-i canalul lui Mircea, e canalul meu. Te rog frumos. Puțin bun simț și respect. Te rog, eu chiar nu am jignit pe nimeni și nu am de gând să jignesc. Dacă nu-ți place canalul, mergi mai departe, nene, că nu e o supărare. Au ce zice, moderatorilor, faceți-vă treaba. E da. Purtați un limbaj decent și mult respect, că atâta cerem, nimic mai mult. Păi, astea sunt gențile lui Lingău ăla de Nelson. Mulțumim, Tamaș. Am rezolvat deja. Adică, bravo. Nu știu, nu înțeleg de ce atâta ură și atâta dușmănie. Nu înțeleg. Mama, când ai succes, vin și... Frumos. Când ai succes, vin și ăștia. Cu oamenii ăștia doi, nu vă place, nu vă uitați. Da, nu e nicio supărare. Nu vă place, nu vă... Corect. Nu e nicio supărare. Corect, tată.
Eu mai bine prefer decât să am 500 și să fie mai bine 100 și buni, oameni buni care știu că ne respectă și îi respectăm. Păi da, nu mai au bunul simț. No. E sub orice critică. Dar peste tot, chiar nu înțeleg de ce zilnic aruncă cu noroi pe noi, că nu am luat nimic la nimeni. Păi da. Oameni buni, și noi suntem ca toată lumea, oameni care muncim, nu cerșim, nu cerem nimic gratis. Suntem oameni ca toată lumea, și noi, normal. Să rămână doar lupii, auzi ce Ovidiu Popescu. Luc 15, doamnă, nu băgați în seamă. Păi vă dați seama că zilnic, deci zilnic mă aceeași problemă. Credeți-mă, că intră pe TikTok, deci mă fac în toate felurile. Deci eu nu mai am cuvinte. Enor, Dakota, urâtă viață trebuie să aibă ăștia ce vorbesc urât, sunt demni de milă. Irina Lăcătuș, bună seara. Dan Mihaela, dar calitatea video este cam slabă, da. Tot din cauza internetului slabă. N-avem ce să facem. O să mai reglăm, o să vedem. Nu știu ce o să facem, dar până o să pot face pe telefon, mă chinui așa, că nu am ce să fac. Eu am abonați, 1000 și ceva de abonați, dar nu am orele. Dacă nu am orele făcute, 4000 de ore, nu pot să fac după telefon. Că după telefon se vede mult mai clar. Aici, normal, cred că trebuie să mai cumpărăm o cameră. Să punem la laptop. Până o să îmi fac alea 4000 de ore, mai am încă de, vă dați seama, că mai am de muncit aici, n-am ce să fac. Într-o zi am intrat de curiozitate așa și mi-au auzit urechile, nu am auzit de când sunt. Da. Ionuț Bănescu, bună seara, sunt așa, ce nu știu, tabla mulțirii. Probabil. S-a cam dus albastru din păr. S-a dus, păi mi-am schimbat, m-am făcut altă culoare tamaș, m-am făcut castaniu acum. Nu mai sunt albastru. Ce să fac dacă blondă nu mai vreau să mai fiu? Laura Neha a făcut o schimbare de look, da. Adina, ce ați gătit astăzi? Bine ai venit, Adina! Astăzi am gătit supă de pui cu găluști, am făcut conopii de pane și un pui la aparatul meu minune, dar nu le-am mai prezentat aici pe YouTube pentru că Mircea era obosit, nu prea a dormit azi noapte și nu l-am mai deranjat să mă filmeze ca să le postez pe canal. Ioan Gabriel, bună seara! Nord Dakota, unde a dispărut Mirciulică? Ia ci pe canapea. Treabă lumea. Sunteți frumoasă, doamnă, altfel nu vă lua Mirciulică de soție. Păi nu s-a uitat la frumusețea mea, s-a uitat la sufletul meu. Că acum degeaba alegi o femeie frumoasă și nu știe să facă nici măcar, nici să spele vase. Hai să nu o punem direct la mâncare. Dar sunt femei care sunt frumoase, știu decât să se aranjeze și să așa, să și nu știu nici să spele vasele. Așa că eu mă mulțumesc așa cum sunt, sănătoasă să fiu, că nu... Gigi Spătaru, bună seara, bine ai venit, eu nu-ți bănesc cu frumusețea ai trecătoare, da? Sufletul omului contează. Asta contează cel mai mult și înțelegerea și respectul dintre în familie. Asta e cel mai important. Ioan Gabriel, da. Ioan Ionuț Bănescu, așa e, doamnă. Păi așa este. Că frumusețea ce face? E trecătoare, trece. Și dacă nu știe să facă nimic ca acea persoană, ce face? Decât îți cere să o duci numai la restaurant, să o plimbi, să o duci numai în vacanțe, să-i cumperi genți scumpe, să știu eu ce. Pentru mine astea nu au valoare, credeți-mă că nu mă interesează hainele scumpe și
Să fim sănătoși și copiii să fie sănătoși și să aibă ce le trebuie, să avem ce pune pe masă și mulțumim Bunului Dumnezeu cu ce avem, că nu. Să vedea Dumnezeu sănătate, familia Gordon. Mulțumim Ioan Gabriel, mulțumim din suflet, asemenea. Dan, eu azi am încercat să le zic americanul că sunt sarmale, dar ei nu au înțeles nimic și muream de râs. Adina, bărbatul bun la suflet, da. A fost el amărât la viața lui, dar nu a avut și el o persoană care să-l înțeleagă. Că el dacă de mic avea părinții uniți și îl înțelegeau și pe el și poate că nu ajungea pe străzi, cum a fost pe străzi și cum a fost pe la casa de copii, amărât și nici când a fost major. Nu a avut o femeie care să-l sprijine, care să tragă cu casa și de-aia au ajuns. Dar acum suntem bine, mulțumim Bunului Dumnezeu, nu avem casa noastră, stăm cu chirie, dar o să avem și casa noastră, că încet, încet, că nu se pot toate odată. Important e că suntem sănătoși, că le facem noi pe toate. E o gândire rațională, corect, ia-ți o femeie deșteaptă, că frumusețea trece și rămâi cu, așa, vorba, Mihoc Carmen, omul frumos și pălos, prost mai bine urât și bun la suflet. Ovidiu Popescu, tot respectul, ați spus un mare adevăr. Oana V, bună seara, bine ați venit. Dacota, am fost al 12-lea abonat al dumneavoastră, ați evoluat mult, mă bucur, succes în continuare. La Miciulică m-a blocat Narcis. No. Apoi, ne cerem scuze. Dacă vrei să te abonezi la canalul Miciulică și Mihaela, te așteptăm cu mare drag, Nord Dakota. Vreau să mă însor. Mircea? Mircea, îți sună telefonul. Jungle. Pe jungle. Corect, Mihaela, sufletul contează. Mihaela Colindeață, bine ai venit. Vlad Ciufudean, când mă deblochează Mirciulică, nu știu unde să te deblocheze, unde ești blocat. Cornel 114, bună seara. Mi puteți face și mie o mică promovare și mă abonez să se aboneze oamenii la canalul meu. La care canal, Cornel 114? La care canal? De YouTube? Luminița Angelina, Doamne ajută Osman, Corne, multă sănătate, Liviu Marius Popescu, bună seara, bine ai venit, mai aveți încă un canal, da, Mirciulică și Mihaela, îl găsești, dacă îl cauți, îl găsești, are 300 și ceva de abonați, North Dakota, o reclamă pentru mine, doamna Mihaela, vreau să mă însor. Cine dorește să mărite o domnișoară, uite aici un băiat cu toate calitățile, un băiat foarte sportiv și un bărbat bine, Osman vrea să se însoare. Cine dorește să se aboneze la Osman, Olf? Și noi să vă fim nași, Osman. Dacă nu vrei să-ți fim nași, mă supăr. Să se aboneze la canalul meu, mulțumesc din suflet. Cornel 114, cu mare drag o să ne abonăm și o să-ți facem și promovare. Dan, din păcate, abia acum v-am descoperit. Mulțumim din suflet. Osman, cine dorește să se aboneze la Osman? E un bărbat cu toate calitățile, un sportiv în devenire. Căutați-l, fetelor, care doriți, sunteți în căutare de bărbat, Osman e liber de contract. Toate fetele să apeleze la Osman. Și Osman, nu uita că vrem să vă fim nași, dacă e. În momentul ăsta caut și mă abonez. Mulțumesc din suflet. Zim dacă e bine, Osman, că nu. Ce să fac și eu? Am emoții și eu, crede-mă. Mulțumesc din suflet, aștept pe toată lumea pe canalul meu. Cu mare drag, Cornel 114. Uite, o să scriu aici ca să nu uit.
4. Vin și eu, domnișor de onoare. Oh. Da, foarte bine, mă bucur. Și nu uita să, că noi o să-ți fim nași dacă e. O să vă fim nași. Iuri Wolf, Olsman Wolf, ca să fie pace în familia mea, să nu ai probleme, tu cu munca, te ajută fratele tău la nevoie, auzi. Mihaela Miruna Necșulescu, bună seara. Dan, bă, Osman, când vrei să-ți aduc mai rotunde, e bun. Depinde acum de Osman ce vrea. Vrea scobitori sau vrea mai plinuțe? Osman, eu aduc echipa de rugby, auză și Tamaș, bravo, ajutați-l băieți, haideți. Deja suntem vreo 5, Osman zice că vrea harem. Aoleu! Oana V, sper să ne invite și pe noi la nuntă. Mihaela Miruna, ce faci? Bine facem, Tamaș, cu siguranță. Păi trebuie să ne invite pe toți la nuntă, nu? Mihaela Miruna, ce faceți? Bine, Osman, așa. Dan, nu contează. Mihoc, Carmen, Miha, dacă sunteți nași, vin și eu. Vă așteptăm cu mare drag. Păi depinde de Osman și de domnișoara. Pe toți vă invit. Mulțumim, mulțumim. Mai bine răceai, Osman. Au tăbărât toți pe mine. Miruna, domnul Mircea, ce face? Vorbește la telefon. Nu am pretenții, dar la dar de nuntă. Nu ai pretenții? Păi da, ceva trebuie să dăm acolo, că să dă acum euro, nu să mai dă lei. Dan, bă, o să mă ți-o aduc la pachet. Bună seara la toată lumea. Mihai, bine ai venit. Luminița, să știi, trebuia să tac. Osman, zile că eu sunt prima ta soție. Dacă în meniu ai sarmale, vin pe jos. Păi poate să facă sarmale, că îi dau eu rețeta să facă sarmale fierte în vin. Oana. Oana, cu frunze de varză fac sarmale. Păi poți să faci și în frunză de viță, că nu-i nicio problemă. Să mănâncă și alea, stai liniștit, Osman. Cornel 114, vreau și eu sarmale. Fac eu sarmale fierte în vin și vă invit pe toți la masă. Merge și fasole, da. Nu sunt bune alea de viță. Ba da, sunt foarte bune. Osman, toată lumea vorbește de mine, dar nu am primit nicio cerere pe Facebook. Nu au Facebook, Osman, ce n-ai înțeles? Uite, Oana e amabilă, să vină. Deja au plecat spre tine, Osman. Ține-te bine. Dan, dacă faci mici, ți-aduc toate fetele din lume și la pachet, soție. Hai, Oana, special pentru tine. Haide, Oana. Tu ești mai îndrăzneață. Anunțul a fost public, așa că venim cu toți la nuntă. Păi da, mâine fac un video că sunt la bunicul meu. E bine. Auzi, Osman, că Oana deja e pe drum. Păi nu pune fata pe drum să vină și tu. Oana, te aștept cu brațele deschise. Bravo, felicitări, Osman. Laura ține lumânările, auzi. Haideți cu un like, vă rog frumos, că ne ajută, vă mulțumesc. Eu vă gătesc. Bravo, Tamaș! Haide că v-am găsit și eu aici bucătar. Bravo! Tamaș, vă face un gulaș unguresc. Oh, cum să nu venim? Mama mia, ce grătare faci tu acolo, ce încinci grătarele. N-o lasă că venim noi și în Anglia, Tamaș, și mâncăm grătare acolo.
și gulaș unguresc, abia aștept. Fac nuntă mare, înseamnă. Păi da, cum să nu? Trebuie să faci nuntă mare, Osman. Păi ce, pentru 10 persoane? Păi ce e asta? Nu fi, du-te și la fata cu mașina. A, păi lasă cu mașina, să fie fata, că mașina nu ne interesează. Dama și cavaler de onoare? Și trena nașei? A, păi eu nu mi-au rochie cu trenă. Ca păi să calce toată lumea pe trena mea, nu, nu-mi place. O să las să vină ea să văd dacă are interes. Păi vezi? Ia vezi tu, Osman. Trebuie să vezi dacă are ceva, vreun interes, dacă o interesează, tu ești cel mai important sau o interesează banii sau mașina sau cine știe. Vă așteptăm cu mult drag în Anglia, mulțumim. ZTTO, good, ce faci, doamna Mihaela? Bine, mulțumesc. Până la anul ajunge. Păi, ce să facem? Că de când tot vrem să plecăm și nu mai... Ne dorim și noi să ieșim de aici, să mai plecăm și noi un pic în vacanță, dar cu pandemia asta ne e frică să plecăm. Credeți că noi n-am vrea să plecăm? Da. Eu vreau să plec, dar nu am cu cine. Hai, Osman, că încet, încet găsim, nu te mai plânge acolo, taci din gură, că găsim și pentru tine acolo o fată bună și de casă, că doar de-aia trebuie, fată de casă, nu trebuie de-alea care să plimbă, plimbărețe. Să țină cu casa acolo, să fie gospodină, să-ți facă și ție acolo ciorbiță. Șase cai frumos, te rog frumos. Poți să porți un limbaj decent, poți să-mi scrii mesaje frumoase, te rog frumos. Ești pe canalul meu și eu nu mai dau voie să jignești pe nimeni. E soțul meu și nu mai dau voie la nimeni să jignească, te rog frumos. O suferi destul la viața lui. Chiar nu mai dau voie la nimeni, te rog frumos. Nu-ți place pe canalul ăsta sau pe canalul lui, te rog frumos să nu ne urmărești. Dar nu ne mai jigni. Te rog frumos, e bărbatul meu, dacă nu are dinți, are el o problemă, de ce nu are dinți și nu trebuie tu, nu ești tu cineva sau ăla în măsură care să judeci pe cineva. Te rog frumos. Cu ce vă ocupați, doamna Mihaela? Eu am fost ajutor de bucătar, momentan nu lucrez, dar sper să-mi găsesc un alt job. Pentru că... Știți și voi, și în România și pe peste tot s-au închis majoritatea restaurantelor. Și ăsta unde am lucrat eu nu s-a închis, dar are ore foarte puține, deci am fost foarte mulți bucătari, ajutor de bucătari și nu mai e deschis toată săptămâna. E doar 4 zile pe săptămână și foarte puține ore și n-avea rost ca să stăm acolo să ne călcăm pe picioare și să nu... Și o să-mi găsesc alt job, nu e nicio problemă. Nu vă mai enervați? Păi cum să nu mă enervez când îmi jignește soțul zi de zi? Zi de zi. Nu mai permit la nimeni. Păi soțul meu să jignească nimeni. Dar cine m-a jignit? Sunt persoane care... Dă-le loc. Stângă-l palin. Dar n-ai din moderatorii acolo. Da. Fata, fete de acasă sunt pe cale de dispariție. Știu. Știu că sunt pe cale de dispariție și e foarte grav. Ba, eu am tot dreptul să mă enervez. Pentru că nimeni nu știe ce o suferiți soțul meu până cât i-o trecut la viața lui și nu mai doresc să-l mai jignească nimeni. Chiar nu mai doresc. Succes mult, fiecare avem defectele noastre. Bineînțeles. Te pup, Miha. Și eu te iubesc, Mihaela, și bunul Dumnezeu să-ți dea multă sănătate și multă putere, să poți să puteți merge mai departe. Nu vă faceți griji, îi dăm noi afară. Bineînțeles, să rămână mult. Georgiana Cătălina, cine ți-a cerut părerea? Ne-am făcut treaba, i-am rezolvat. Mulțumesc, să rămână mult. Nu,
nu am mai mâncat o ciorbă de 2 ani. Du-te, Osman, nu mai vorbi prostii, că nu te cred. Nicoleta Teo, bună seara, bine ai venit. Mă bucur, Miha. Oana, eu nu am mai mâncat o ciorbă de 2 ani. Nu te cred, Osman. Nu mai fiți supărată, nu-i mai băga în seamă, nu și-au rostul. Știu, Miha, dar mă doare sufletul că non-stop intră persoane prea intenționate și tot jignesc. Ne-am săturat de atâtea jigniri. Nu mai putem duce atâtea jigniri. Nu cerem la nimeni nimica. Așa că... Miha, un zâmbet pentru noi și... Please, nu te mai supăra. Păi, îți dai seama că mă doare sufletul, că numai eu știu în cât eu trecut și nu mai îmi doresc să mai fie jignit. Te înțeleg. Miha e soțul tău, chiar dacă n-are dinții al tău, că îți place fără dinți, să nu așa, să moară dușmanii. Nu, are ceva probleme, până îi se vindecă gingiile, vă dați seama că nu-i ușor nici pentru el. Vă dați seama că nu mai suportă acum nici, își punea proteza, dar nu mai suportă nici proteza aia. Și are proteze, să nu credeți că nu a fost la doctor și și-a făcut o grămadă de proteze, dar nu le se mai suportă în gură. Îl dor gingiile. O să-și pună și dinți, dar încet, încet, că nu se pot toate odată. Noi ne dorim întâi și întâi să cumpărăm casă. Oana nu mai e de la restaurant, mai mâncăm și am mai făcut eu de vreo câteva ori. Aoleu! Nu înțeleg o persoană de aici. Nu-i treaba lor. Și normal, dar nu știu cu ce îi deranjează pe ei. Dacă pe mine nu mă deranjează, pe mine ar trebui să mă deranjeze, nu? Spuneți dumneavoastră, oameni buni, dacă pe mine ar trebui să mă deranjeze, pe nimeni altcineva, cu ce îi deranjează pe ei că nu are dinți? Dar nu se întreabă ce probleme are omul ăla că nu are dinți. Omul ăsta nu a luat o vitamină în viața lui. Mă credeți, oameni buni? Nu a luat un vitamina C, D și toate astea. El nu a luat în viața lui. Păi de unde să mai aibă dinți? Îmi trebuie o femeie să mă pună la casa mea. Acum nu ești la casa ta, ești cu chirie. Nicoleta, Teo, iar ați început cu jignirile, plecați de aici care nu vă simțiți bine aici. Invidia, doamnă, dar știu. Sunteți o femeie puternică. Păi, am fost puternică dintotdeauna și o să fiu, pentru că știu să mă impun și eu pentru bărbatul și copiii mei merg și pun foc. Adică eu îmi dau viața pentru copiii și pe bărbatul meu. Pentru că Mircea foarte mult m-a ajutat și pe mine, credeți-mă. Eu am suferit ani de zile. 20 de ani am suferit și... Mircea îmi oferă tot ce eu nu am avut în 20 de ani, credeți-mă. Și nu mai vreau să fie jignit, pentru că nu merită. E un bărbat prea bun ca să îl mai jignească cineva, credeți-mă. Dar nu știi că eu am fost însurat de 9 ani și nu am mâncat ciorbă. Osman, nu mai fi supărat, stai liniștit că am eu grijă de tine. Îți trimite Mariana ciorbă la pachet, Osman. Ți-o trimite congelată și tu o încălzești și mănânci ciorbița. Carmen Mihoc, Miha și eu am proteză și nu mi-e rușine și am avut probleme cu gingia, dar am pus protecție pe proteză și aș suport, se găsește la farmacie protecție. Am înțeles, Carmen. Am înțeles, o să încercăm. Super să am noroc. Păi da, haide, Osman, odată. Hotărăște-te, ce faci? Ce aș vrea să vă știu adevărata identitate la cei care jigniți? Păi, vedeți că nu își dau adevărata identitate. Ștefan Bănică și de mine nu nașă. Îți trimite și ție, Ștefan Bănică. Luminile Iuri, păi dacă nu ai fost cu minte, te-a pedepsit. Mariana, acum trebuie să te împarți, să trimiți și la Fini ciorbă, să trimiți și la Osman. Acum să te vedem, Mariana. Dar nimeni nu trebuie jignit. Nimeni. Pentru că nu și-au rosturile jignirile.
Dar nu înțeleg de ce e atâta ură în mediul ăsta online. Eu nu înțeleg. Pentru că e loc pentru toată lumea, oameni buni. Nu are rost să ne jignim. De ce? Viața e scurtă, trebuie să o trăim la maxim. Nu înțeleg de ce trebuie să ne jignim. Avem loc toți pe toate site-urile. Dragoșa 90, salut! Hai, Osman, vin și eu, câți ani are Osman? Nu știm. Identitate, câți ani are, nu știm. Osman știe câți ani are. 23 ai, Osman, nu te cred. Nu te cred. Lasă, Osman, nu fi modest, că ești frumos. Da, e frumos, e un bărbat bine. E sportiv. Gata, am revenit. În floarea vârstei, în putere, bineînțeles. Mulți înainte. Luminița Angelina, eu am fost cu minte, dar ea a zis că s-a măritat, să miroase a mâncare, doar la... Sunteți o lupoaică adevărată care își apără familia, bineînțeles. Alin este în clasa 7-a, da, Alin este în clasa 7-a la liceu. Aici e deja la liceu. Și-a ales profilul care învață și asta își face până la facultate. Unde e Mircea? Vorbește la telefon, tot respectul, mulțumim. Am tras cu ochiul la Facebook-ul tău, mulțumesc. La cine? La mine? Laura. Mariana a trimit Mihaela sarmale, ciorbă, ardei, umpluț și gulaș. Oh, Mariana! Bravo, Mariana! Laura, de unde știi că sunt frumos? Doina Marginean, suntem scorpioancă, da? Eu sunt scorpion, dacă sunt născută în noiembrie. Deci Iuri stă ce stă și când scoate perla, nu ai cum să nu râzi. Miha, vă pup și noapte bună, că eu mâine merg la muncă. Mulțumesc din suflet că ne urmăriți, multă sănătate, o noapte liniștită și tot binele din lume. Și pentru mâine serviciu ușor. O săptămână minunată în continuare. Noapte bună, Carmen, arată bine pentru vârsta dumneavoastră. Arătați bine, mulțumesc. Laura, îmi e frică că mă culcă soțul afară. Aoleu. Clau, London Travel, avă la haideți cu like, mulțumim. Mai puneți o dată pe toți cei care suntem aici pe YouTube. Mama, mai ții minte cum îl cheamă pe ăla pe Facebook? Melon? Leonte, nu știu cum. Ia caută-l aici pe Messenger, că eu l-am avut, dar nu mai găsesc. Leonte cu L? Da. Ia caută, dă numai, că dacă apare. Dă încet. Marian Leonte, cred. Da, ăsta-i. Așa, Clau, vă rugăm, puneți pe toată lumea. Vrem să promovăm pe toată lumea. Ești cea mai drăguță. Mulțumesc, Dragoșa 90. Mulțumesc din suflet. Nu sunt frumoasă, dar am cei 7 ani de acasă. Respect pe toată lumea. Vreau să purtăm un dialog decent. Nu vreau să ne certăm. Nu avem de ce, pentru că suntem oameni maturi. Laura, tu știi, măcar să te văd mai făcut curios. Cornel 14 și mie o mică promovare, mulțumesc. Aș dori să puneți și la Cornel 14, dacă se poate. E și el aici nou pe canal. Osman sau Clau, care puteți să-l puneți și pe Cornel 114. Raul Baltag pe TikTok, când mai postez? Eu nu prea postez pe TikTok. Așa, cine știe când. Eu foarte rar postez pe TikTok. Cu plăcere, Cornel.
Victor Bujița, Victor Wandengrand. Vrem să promovăm cât mai multă lume, să ajutăm și în alte persoane să urce sus. Noi nu suntem invidioși, noi vrem să ajutăm cât mai multă lume. Mircea vorbește cu o gagică. Nu, stai liniștit. Și dacă ar vorbi cu o gagică, nu e nicio problemă. Vorbește cu doi prieteni din Germania. Nu e nicio problemă. Stați liniștiți. Eu știu ce bărbat am acasă. Și nu mi-e frică. O seară liniștită tuturor. Revin mai târziu. Dacă mai sunteți live, a fost o plăcere să vă cunosc. Mulțumesc din suflet, stimată doamnă, domnișoară. Vă mulțumesc din suflet. Numai bine, o sănătate multă, o seară liniștită și tot binele din lume. Mulțumesc că ne urmăriți. Iar mai îmi beau cafeaua singură. Aoleu, Osman! Oana, seară bună! Vezi ce faci cu Oana? Cu Irina ai terminat. Acum vezi ce faci cu Oana. Pe acest canal sunt doar oameni minunați. Vă pupăcim pe toți, apăla. O zi bună, nu seară! Familia Drile, am căutat mult vlogger mai mari să îi plătesc, să mă promoveze, nimeni nu te promovează, nu înțeleg de ce așa, sunt așa răi unii. Asta este, ce să facem, n-avem ce face. Clau, sau căutați și pe familia Drile, dacă e, să puneți și pe familia Drile, pe canal la noi, să promovăm, vă rog frumos. Tamar Silaghi Mihaila, vă pup, dragilor, mă duc să ușor să mă trezesc de vreme, aveți grijă de voi. Mulțumim din suflet, multă sănătate și serviciu ușor mâine, să aveți o săptămână minunată, toate cele bune vă dorim și sper să ne auzim la telefon, Tamar. Multă sănătate și la soția ta, la copilași, la părinții tăi. Vă dorim tot binele din lume, o noapte liniștită să aveți. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe toți. E de vreme afară, soare, rupem grătarele. E bine, foarte bine. Luminița Angelina căsătorit, nu am mâncat bine, divorțat, mănânc covriși, trăiesc. Mersi de subscribe. Mă bucur că vă dorim la fel, tot binele din lume. Mulțumim să rămână mult. Aveți grijă de voi, Tamaș. Multă sănătate, că aveți nevoie de sănătate. Familia Drilea, mulțumim, noapte bună. Mâine, de pe la ce oră, intrați live? Păi intrăm la ora 6 aici, e ora 8, ora României. Ora 8, ora României. Nici o domnișoară singură aici. Aoleu, Osman, ce faci, Osman? Mă faci de râs? Păi eu vreau să-ți fiu nașa ta și tu ce faci cu mine? Eu îți fac reclamă aici și tu? Vă doresc o noapte liniștită, familia Drilea. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, oameni minunați. Vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate și multă fericire și aveți grijă de dumneavoastră și de familie, că e cel mai important. Nu te vor, nu te vor. Ești tu mai fițos, am impresia. Tu am impresia că ești fițos și de-aia nu te vor fetele. Trebuie să mai lași și tu de la tine. Alea pe TikTok. Păi și ce face cu alea după TikTok, domnul Arad? Alea după TikTok își arată nurii tuturor. Păi Osman vrea să vadă doar el ce vrea să vadă, nu să vadă tot TikTok-ul. Cât mai țineți live-ul? Păi nu știu, vreo 10 minute. Păi cât să mai las, că tot la... Fii și tu un pic mai cu capul mai plecat, Osman, că ai să vezi, că ai să-ți găsești o fată așa după sufletul tău. Nu fițoasă, nu fii și tu fițos, mai lasă de la tine. Veronica Love, bună seara, dragii mei, bună seara, bine ai venit. Osman, du-te la Faraonul, acolo găsești. Nu e nici acolo, Osman, stai cu minte în banca ta aici, că poate aici o să-ți găsești o fată de... Acolo e OTV și nasol.
Eu vreau să văd ciorba Arad. Dați șapca jos din cap să vezi cum te vor căuta fetele. De aia Nico spune, sunteți super de treabă, mulțumesc. Ce faceți? Bine fac, Veronica Love, mulțumesc. Eu las tot numai ciorba să am. E bun. Bine v-am găsit, bine ați venit. Gagici sunt peste tot, bineînțeles. Cei pentru Osman îi pus deoparte, stați liniștiți. Nu sunt ciorbe aici, numai KFC. Păi da, dar s-o sătura și dă KFC. Mai vrea și el o ciorbă caldă. Dar auzi, Osman, mai bine știi ce te învăț eu. Să cumperi de-aia la plic, decât o încălzești și mănânci și tu ciorbă, supă acolo, vezi ce-o fi. Eu am venit acum din parc cu căței, bravo. McDonald's, păi nu o mai ține nici cu Mac-ul. Eu am 12 ani, să fii sănătos. Arat, păi asta zic și eu. Veronica Love, de mult e live-ul, da, de vreo oră și ceva. M-am săturat și de plic. E bine atunci. A, deci tot ai mai mâncat și la plic, nu? Haideți cu un like. Osmano, pe ciorbe, el care mănâncă numai KFC fără os și crocant. O dă pe ciorbe acum. Probabil că s-a îngrășat domnul Arat și vrea să slăbească. Dacă mâncă ciorbe, ce zice? Că slăbește. Osman, nu e greu să-ți faci. Păi da, Mihaela, hai să-i dăm noi câte o rețetă să facă ciorbă. Și cu sos de usturoi, auzi? Ciorbă de burtă, Osman, te învățăm să faci ciorbă de burtă dacă vrei. Mihaela, lenea e mare, auzi? No, ai văzut? Ce să facem? Dacă își dă și el silința, să vezi cum face și el ciorbă. Ia să vezi, că caută el o fată care îi spune: haide, iubita mea, că uite, am pregătit eu ciorbița, numai haide acasă. Sau... să vezi atunci ce dragoste e pe Osman. Știu să fac orice, dar șef nu prea am. Sau chef, nu știu ce vrei să zici. Te-ai întâlnit vreodată cu Osman în viața reală? Lasă că merge iar la Belgia, îi dă Mihaela ciorbă de urs. Bună și aia, care vitamine, domnul Arad. Oh, bună ciorba de burtă, păi da, cine știe să o facă? Știu să fac, sunt gospodar, băiat de casă, dar Elenia, vezi? Ciorba de burtă, de legume, of, ce bine sună. Unii au fantezii. Iar Osman are cu fetele, nu-i așa? Cu ciorbele. Asta e. Cam, și normal că ca tine nu mai găsește. Și normal că tu ești un băiat special. Și normal, Osman. Vă rugăm, abonați-vă la Osman Olf, un băiat de nota 1 milion. Fetelor care sunteți singure și dornice să vă măritați, căutați-l pe Osman Olf. Ca el nu mai găsiți. Un băiat sportiv, bine antrenat. Osman e pudul. Întrebați-o pe Mihaela Olf că ea e mama doi. Ce băiat de casă sunt. Veronica Love, eu prefer ciorbă cu smântână și pui, tăieței, etc. E bun. Și pe Clau London să-l căutați. Vrei să te însori și tu, Clau? Și tu ești neînsurat. Păi de ce n-ai spus până acum? Că n-am știut că și tu ești neînsurat. Puteai să spui și tu mai devreme, că ori fost aici, fete. Laura, tu trimite-mi cerere, nu mă mai stârni. Clau London e pe Fish. Pe Fish and Chips, nu? La Wiki. Nu, tu stai la
Rând, man. A, acum stai să-l însurăm pe Osman, că după aia găsim și pentru tine, Clau. Stai la rând, că marfă este. Nu mai vorbiți de mâncare, că mă bag cu capul în frigider. Aoleu, nu-i bine acum seara la ora asta, nu prea merge să vă băgați la frigider. Eu nu vreau să mă însor, doar amantul din umbră nu mai trebuie însurat. A, nasol. Caut o relație de o... Nu e bine nici așa. A, păi ori vrei pe toată viața, ori numai ce înseamnă asta. Bine că am mâncat acum 20 de minute. Gospodar fără pereche, Osman. Bravo, Ovidiu Popescu. Trebuie să mai întâi să o duc la Mihaela Olf să treacă testul, ok? Glumesc, eu mă descurc. Bravo, felicitări. Osman, dacă vrei fată frumoasă și bună, du-te la puterea dragostei. Nu găsești și nici acolo, nu găsești. Acolo o să ceartă, să bată între ele. Stai liniștit, Osman, nu te duci acolo. Miha, asta e seara se de matrimoniale, da? Mai degrabă văd decât să mă duc acolo. Păi da, vezi că am dreptate, Osman. Știe Miha Osman să facă de mâncare, e băiat de casă, dar deocamdată îl înnebunesc femeile până îl liniștește una. Păi da. Mi place că dumneavoastră citiți la toată lumea. Sunteți o persoană superbă. Veronica Love, mulțumesc. Mihaela Olf. Miciulică, te auzim, nu mai vorbi tare. Miciulică nu aude cu o ureche și vorbește foarte tare. El crede că dacă el nu aude, toată lumea nu aude. Și vorbește foarte tare. Credeți-mă că s-aude de în scara blocului, deci noi suntem la etajul 2, până jos s-aude la parter cum vorbește el, când vorbește la telefon. Veronica, mă simt ca într-o familie aici, pe canalul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Dimineața la 5, Mihaela, să-ți dea bunul Dumnezeu multă sănătate, liniște și mare bunul Dumnezeu grijă de tine. Te rog din suflet să nu-ți faci griji și eu îți sunt aproape mereu. La fel simt și eu, Veronica. Mă faci să plâng și nu... Știi că sunt sensibilă. Dumnezeu e acolo sus și te veghează la tot pasul. Și tot timpul te susține și îți dă putere, te întărește, secundă de secundă. Noi te susținem și o să fie bine. Laura, de la mine nu simți nimic. Cine are link-ul lui Ștefan Bănică, vă rog, puneți-l să facă 100 de abonați să poată posta, mulțumesc. Miciulică, Mihaela Olf e puternică, bineînțeles. Bunul Dumnezeu îi dă putere și să treacă peste toate obstacolele. Maicuța Domnului mereu o veghează. Veghează asupra ei și asupra familiei ei. Veronica, vrei să-mi zici ceva? Ăsta e un copil și trebuie să credeți că copiii... Eu vreau bucătăreasă sexy să vegheze la stomacul meu. Bun! Veronica Osman, nu. Domnul Arad, dacă Dumnezeu iubește un om ca Osman, ce să mai vorbim aici? Păi Dumnezeu ne iubește pe toți, că toți suntem copiii bunului Dumnezeu. Așa că, dar sunt persoane care sunt speciale și
Cum Alin e cu școala? Cum e Alin cu școala? E bine, e foarte bine, e foarte încântat, îi place Miha la Alin la școală. E foarte încântat. De-aia Nico, când e nervos, vorbește tare sau în general? Nu, când e nervos. Când vorbește la telefon și pe TikTok și pe el așa vorbește tare că crede că nimeni nu-l aude, dacă el nu prea aude bine, așa vorbește el. Dar în casă nu, cu noi nu vorbește așa. Doar la telefon crede când el vorbește tare și la pe TikTok când face live-uri și pe YouTube la fel. Când crede că nu-l aude nimeni. Osman, acum e... Stai cu minte, că cei al tău e pus deoparte. Așa, Veronica, caută-l pe Osman. Ai Facebook? Ai, Osman, Facebook, bravo. Știm că ai, da. Am uitat, Osman, că ai și Facebook. Auzi, că o să te caute cu lumânare, aoleo. Arad mă iubește, da, mă mai întorc. Luminița Angelina, Osman, ai uitat-o pe Oana, acum ai luat-o pe primire pe Veronica. Păi dacă Oana s-a speriat și a plecat, ce să facem? Caută și el în altă parte acum, ce să facem? Eu ce v-am spus? Ce e a lui pus deoparte? Mai știi că nu e ceva pe aici? Păi luminița pe niciuna nu am. Laura Nec le face casting. Păi da. Eu sunt căsătorită. Aoleu, ne cerem scuze, Veronica. Veronica, da, ca prieten. Am înțeles. Ce să-ți facem, Osman? Așteaptă. Stai cu minte acolo că vine. Vine și prințesa ta. Haideți să ne spunem de noapte bună. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu mare drag și mâine seară. Mâine seară puțin mai devreme, că sperăm să nu mai avem musafiri. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați urmărit. Să vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate, fericire și aveți grijă de dumneavoastră. Ovidiu Popescu, o seară frumoasă, mulțumim asemenea. Auzi, și dacă sunteți căsătorite, Osman nu-i gelos. Bogdan Bonzi, Doamne ajută, Dea Nico, noapte bună, noapte bună, Osman. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit și că ne sunteți mereu aproape, ne susțineți, vă mulțumesc din suflet, sunteți oameni minunați. Pa, pe mâine, sănătate mult, aveți grijă de voi. Noapte bună, somn ușor, mulțumim asemenea, vă vrea doar binele la toată, o seară frumoasă, Carmen, Susana, mulțumesc din suflet, Carmen, Susana, că ne urmăriți, cheamă Balin să închid, Osman, dacă ochiul te duce la păcat, scoate-l afară, scrie pe-n Biblie mai bine. Noapte bună, okay. Miha. Vă pupăm, vă îmbrățișăm cu drag și aveți grijă de dumneavoastră. Numai bine. O noapte liniștită vă dorim. Noapte bună. Noapte bună.